Abela n-a trecut prin clipe de coșmar cu fiica ei, după ce a chemat salvarea ei mai multe ori într-o zi: am murit. Ce am simțit în secunda aceea? Andreea Bălan se afla în timpul repetițiilor pentru un concert care se afla chiar în seara acelei zile când telefonul a sunat și a primit o veste neașteptată de la soțul ei. Andreea Bălan a povestit în cadrul unei emisiuni că a trecut prin clipe de groază cu fiica ei după ce George a sunat-o și a chemat-o de urgență acasă pentru că fiica ei cea mică leșinase. Andreea Bălan a trecut prin clipe de coșmar cu fiica ei, am ajuns înaintea salvării. Ce a pățit micuța, punct, artista nu a mai ținut cont că fanii așteptau ca ea să concerteze peste câteva ore și a dat fuga acasă la fata ei, Clara. Mă bucur că sunteți părinți, că veți înțelege ce vă povestesc. Primesc un telefon de la George, căruia îi tremura vocea și a zis: sună repede pe maică ta. Clărița a leșinat ca a îngrițit ceva, cum povestește Andreea Bălan Tiguroază în cadrul unei emisiuni TV. Fericitul eveniment s-a întâmplat chiar zilele trecute, în timpul repetițiilor pentru un concert la Romexpo, și spune că a văzut negru în fața ochilor. Andreea a tras de ușile închise și a zipat la organizator să fie lăsată să iasă mai repede. Am murit. Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa. N-am simțit niciodată, virgulă, a mai spus artista despre nefericitul eveniment, când Andreea a ajuns în doar 7 minute acasă, când nu ajunsese nici măcar ambulanța solicitată. Medicii au spus că fetița este în stare bună, dar cu toate acestea, Andreea s-a dus cu ea la urgență pentru a-i face analize amănunțite. Nici de data aceasta, artista nu a aflat dacă fiica ei a înghițit sau nu ceva, pentru că pe radiografie nu apărea nimic.